Ministerul Sănătății a anunțat că va achiziționa peste un milion de doze de vaccin antigripal sezonier, dublu față de anul trecut, astfel încât să asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane aflate în grupele de risc. Vaccinul corespunde tuturor recomandărilor biologice ale Organizației Mondiale a Sănătății, precum și cerințelor Agenției Naționale a Medicamentului și dispozitivelor medicale. Ca în fiecare an, campania de vaccinare a Ministerului Sănătății se derulează prin cabinetele medicilor de familie și unitățile sanitare cu paturi și vizează reducerea la maximum a de gripă de sezon. Vor fi vaccinate persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, mai precis cele cu vârsta peste 65 de ani, una din categoriile cele mai expuse la viroze respiratorii, persoane cu boli cronice, în special boli respiratorii și cardiovasculare, boli metabolice, copii și bătrâni instituționalizați, personal medical și gravide. Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, până în prezent nu există cazuri confirmate de gripă. Ministerul Sănătății reamintește populației că vaccinarea este cea mai sigură și eficientă metodă de prevenire gripei și recomandă tuturor celor care sunt în categoriile cu risc crescut de îmbolnăvire să solicite vaccinul gratuit. De asemenea, măsurile de igienă personală, precum spălarea cu apă și săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănuți sau tuse, respectarea unui regim de viață sănătos cu alimentație bazată pe legume și fructe, odihnă și mișcare sunt esențiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor.